Nu cred că trebuie să vă uitați prea departe decât probabil uneori în casele voastre, decât uneori în mijlocul unor certuri care s-au iscat probabil în familia ta, sau poate dacă locuiești într-un apartament care de pe vremea regimului comunist, unde pereții s-au făcut să audă mai multe, o să auzi foarte... Frecventul uneori discuții care degenerează în certuri. Nu e suficient după aceea să ieși în parcarea blocului și să vezi că unii o tea calea la altul și o să înceapă niște binecuvântări. Inclusiv în ora de asta noastră evanghelică și pașnică, într-un fel, atât de multe ori putem să vedem conflict între oamenii scate din temirce, de la un loc de parcare se ceartă uneori, Vorbaia ca la ușa cortului. A... După aceea e suficient poate să mergi undeva într-un mod sau să mergi într-un alt loc, să stai la un ghișeu la rând și să vezi că, da, nu mai văzut, dar am stat de 5 minute aici. Și începe, efectiv, oamenii parcă uneori caută ceartă cu tine. E suficient mai apoi să vii, vă fac scenariul unei zile complete și frumoase. Mai ales poate într-o zi în care mi-ai primit și o amendă de parcare și ți-o mai venit ceva, un certificat de plan -af în care ești binecuvântat cu o anumită amendă mai consistentă. Și probabil că peste toate astea, de foarte multe ori ajunge acasă și instinctul românului este să se uite la știri. Și încep. Vom bloc, blocate oameni care protestează, oameni care huiduiesc, oameni care spun că e sfârșit, oameni care spun că totul e rău, totul e din rău în mai rău. Praf, dezastru, pulbere, foc și jale. Și e suficient să-ți dai seama, după, o scurt, după un scurt itinerar unei zile, e suficient să-ți dai seama cam în ce fel de lume bolnavă trăim. Adevărul, dragii mei, este că Biblia ne spune foarte clar că toată lumea, nu o parte, ci Biblia spune că toată lumea zace în cine? În cel rău. Și atunci n-ar trebui să fim prea surprinși, dragii mei, de lucrurile rele pe care le auzim în dialoguri, în conversații, pe care le vedem în interacțiunile dintre oameni în fiecare zi. Poți să vezi cu ochiul liber asta, că răutatea, dragii mei, este asemenea a vremurilor dinaintea potopului sau, dacă vreți, a vremurilor de pe, de pe vremea lui, lui Lot, în care răutatea parcă se ridică din ce în ce mai mult. Și oamenii se întreabă și s-au întrebat de mult timp și filozofii și teologii și caută răspunsul la această întrebare. doamne, ce e răul? De ce atât de mult rău? Augustin probabil că a dat una dintre cele mai poate frumoase și dacă vreți scripturale definiții ale răului. Le-a spus simplu, răul este absența binelui. Dacă am putea defini cumva răul, dragii mei, e acel gol, e acel vid pe care îl creează absența binelui. Și oriunde nu este bine, dragii mei, răul acapărează teritorii. Vedeți dumneavoastră, în cuvântul Domnului pe care l-am citit în această seară, avem de face cu un rău în aparență. Spune cuvântul lui Dumnezeu că biserica din Ierusalim, unde sunt botezuri în masă, unde o mare trezire, unde sunt uh, oameni care se pocăiesc, unde la un moment dat biserica e foarte iubită, e populară, erau cei mai viral pe YouTube, erau numărul unu în trending, uh, erau apreciați, iubiți de popor, primeau like-uri, erau distribuiți, share masiv și dintr-o dată lucrurile se schimbă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că apare o prigoană, apare un moment de suferință, apare un moment de prigoană cumplită și biserica, dragii mei, începe să sufere. Și vedeți dumneavoastră, de multe ori cu ochii ăștia ai noștri carnal omenești, privim anumite evenimente care se desfășoară fie în viața noastră, fie în proximitatea noastră, fie în viețile unor oameni dragi nouă. Și de foarte multe ori, dragii mei, avem tendința să le primim anumite etichete. E rău, wow, bă ce rău -i. Dar, dragii mei, vedeți dumneavoastră, uh, cuvântul lui Dumnezeu ne va prezenta în seara asta și tocmai asta vreau să vedem că există anumite lucruri pe care poate acum tu le vezi ca fiind rele și le definești și le încadrezi la categoria lucrurilor rele. Dar, de fapt, dacă lași să treacă puțin timp, dacă lași pe Dumnezeu să lăzească orizontul, pentru că tu, ca și mine, de foarte multe ori ești prins într-un colț și vezi doar problema, și nu vezi planul în spatele problemei. Și nu vezi providența lui Dumnezeu în spatele lucrurilor. Știu, de prea multe ori, probabil că sunt înfrânți și dărâmați de anumite vești. Și toate lucrurile acestea ne fac să spunem, Doamne, e cea mai rea zi din viața mea, e cea mai catastrofală zi din viața mea. Au fost oameni, dragii mei, care au dat sentințe și verdicte asupra unor evenimente, pentru că ne pripim, pentru că de multe ori, ascultați-mă, nu lăsăm pe Dumnezeu, hei, stai puțin, tu ești aici, dar vreau să te ridic puțin și să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Omenește vorbind, dragii mei, prigoni un lucru groaznic. Omenește vorbind, a fi prigonit, a fi băgat în pușcărie, a fi arestat, a fi torturat, e lucru cel mai rău cu... imaginabil, probabil. Gândiți-vă din punct de vedere omenește. Suferința asta pare absurdă. Dar vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu dă o altă dimensiune lucrurilor pe care noi le vedem în aparența firele. Știu că, probabil, sunt oameni aici care au fost părăsiți. Poate că ai iubit pe cineva și ai ținut foarte mult la persoana aia și de, de atât de multe ori am întâlnit în consiliul de oameni care mi au spus că e sfârșitul lumii, că l-o părăsit. Sau că au părăsit o părăsit-o. Și ceea ce, ascultă-mă, azi poate, pare a fi cea mai mare drama a vieții tale, de fapt, e harul lui Dumnezeu prin care te-a păzit de o tragedie pe viață. Dar poate că azi să spui, Ia, nu are rost să mai trăiesc. E sfârșitul lumii fără el. Nu-mi imaginez viața. O, dacă ști ce viață te așteaptă fără el. Uneori, vedeți dumneavoastră, avem sozi puși pe ochi, sozi ăștia umani și vedem lucrurile omenește vorbind. Dar Dumnezeu, ascultă-mă. Dumnezeu vede lucrurile diferit de foarte multe ori de cum le vedem noi. Poate că uneori și ascultați-mă. Am citit atâtea povești de viață și cunosc povești de viață. Au fost oameni care mi-au fost frate de când am fost concediat, că e sfârșitul lumii. Când am fost dat afară de la locul de muncă, am crezut că e sfârșitul lumii. Aveam credit la bancă, am crezut s-o terminat. Ei, falimentul ăla, falimentul ăla în care am crezut că e cel mai de jos lucru al vieții mele și cel mai rău lucru care mi se poate întâmpla, falimentul ăla m-a dus în fața unei decizii. O trebuie să o inițiativă. Și când privesc azi, după 5 ani de zile, îmi dau seama, zice, n-am crezut, spunea cineva n-am crezut vreodată că o să-l sun pe fostul meu șef care m-a concediat cu patru ani în urmă și să-i spun Dumnezeu să te binecuvânteze. Și o să-l ce ai pățit, ești bine? Că ultima dată am o patru ani când ți-am spus că ești concediată, nu mai binecuvântat. Era altceva, la o altă liturgie. Nu, nu zice, mi-ai făcut cel mai mare bine din viață. Pentru că m-ai pus în postura în care a trebuit să iau viața altfel, să interpretez lucrurile altfel. Și vedeți dumneavoastră ceea ce părea uneori și ceea ce pare a fi uneori o tragedie, de fapt, este care spre triumf. De ce vă spun asta? Pentru că, dragii mei, în aparență, repet, dacă te uiți, dacă ai rămâne la primele versete, zice, zice că biserica din Ierusalim, dragii mei, este supusă unei mari prigoane. Și ce fac ăștia? Se împrăștie. Care o după 90? Îți ca și Coca-Cola în toată lumea. Încep, uitați-vă, în masă să plece, să se răspândească. Acum nu de bucurie. Gândiți-vă, toți erau într-o mega church. Ăsta e visul celor mai mulți. Să stai într-o biserică în care să pocheie sute de oameni zilnic. Nici numai unde să mai înca. Făceai acolo worship pe -ă stadion. Închinare, programe, evangelizări, mii și mii de oameni. Și dintr-o dată totul se dărâmă, totul se sfărămă. Și spui, Doamne, nu are niciun sens. De fapt, dragii mei, Prigoana aceasta, care este strânită în, în Faptele Apostolului capitolul 8, se dovedește a fi cea mai mare binecuvântare pentru istoria Bisericii Creștine. De aceea, în această seară vreau să vă vorbesc despre uh, o cale interesantă, pe care poate încă nu o vezi, dar vreau să o vezi prin credință în seara asta, de la un rău aparent la un bine evident, de la un rău aparent, aparent e rău, aparent e sfârșitul lumii că te-o părăsit. Aparent e sfârșitul lumii că ești bolnav astăzi. Aparent e sfârșitul lumii că ai rămas singur. Aparent e sfârșitul lumii că ești falit. Dar ascultă-mă. E doar aparență. Pentru că este o călătorie în care Dumnezeu vrea în această seară să te ducă împreună cu mine. Ascultă-mă, de la un rău aparent, la un bine, evident. Dar ca să înțelegem lucrul acesta și să înțelegem textul biblic, dragii mei, în, adevărata, adevăratul lui sens în această seară, vreau să înțelegi acest prim principiu. De ce spun că este un bine evident? De ce? Cum adică, cum adică frate pastor, vrei să spui? Cum adică prigoana, oameni băgați în pușcărie, oameni băgați în temniță, în lanțuri, oameni care au fost torturați? Cum adică să spui că e un bine? Și de ce, dragii mei? Pentru că acest rău Aparent, și ce face? Ne face un bine pentru că ne scoate din zona de confort. Când Dumnezeu clatină temelile vieții tale pentru că vreau să înțelegi un lucru, dacă Dumnezeu a spus în scriptură că un fir de păr din capul tău nu cade fără voia lui, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Asta, dragii mei, vreau să înțelegem că lui Dumnezeu nu-i scapă nimic de sub control. Dumnezeu este suveran peste istorie. Dumnezeu este suveran peste evenimente, Dumnezeu este suveran peste orice, pentru că este Dumnezeu. Dragii mei, Și de ce? Relele acestea, uneori aparente ale vieții noastre, sunt bune, pentru că ne scot din zona de confort. Uitați-vă la Biserica din Ierusalim. În momentul în care începe prigoana, dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu la începutul călții faptele apostolilor și ce spune cuvântul Domnului? Zice că biserica din Ierusalim, știți cum erau? Foarte populari. Erau plăcuți înaintea întregului popor. Toată lumea ești Wow, ce fain! Super! Și noi vrem să ne pocăim. Toată lumea era, îi aprecia pe cei din Ierusalim, auziți? până când vine valul prigoanei? Și dintr-o dată, gândiți-vă, de pe valul popularității, oamenii ăștia ajung în valul prigoanei. Și aparent pare absurd, aparent, Doamne, dar acum e trezire, se strică lucrarea de evangelizare, atâtea proiecte, atâtea lucruri noi, atâtea inițiative. Aveam pregătit, Doamne, pe stadionul din Rusalim un mega concert, peste două luni de zile, cum adică, Doamne, totul s-a închis, n-are niciun sens, n-are niciun rost. De fapt, dragii mei, ce face Dumnezeu? Scoate biserica din Rusalim, din zona de confort. Frate, cum e viața ta spirituală? Lăuda să fie Domnul. Duminică dimineața vin la biserică, dacă mai apuc și uh, nu-i un derby mare până la Liga sau până Premier League, vin și seara. Dacă nu, da, mai vin. Mai prind și câte o grupă de casă, să lăvi să fie Domnul. Uh, la două luni de -o zile mai aduc și o pungă pentru oameni săraci. E general, e bună. Sfânta rutină. Sfânta rutină. Și uneori Dumnezeu, și ce face? A zis, încoace te bag în blender. Și, Doamne, ce se întâmplă? Și dintr-o dată, ascultă am mai o în biserică. Eu ascult foarte multă muzică, orice ador, iubesc. Dar băi, când am trecut printr-un necaz, direct la puiul și m-am băgat, mai trecut prin valul grele. și cum mergea păripit așa, numai toată noaptea. O, unde ești? Pentru că încep să spui întrebări. Pentru că Dumnezeu te scoate din zona aia de confort și asta e lucrul cel mai bun pe care, asculte-mă, poate să facă Dumnezeu cu tine. Noi, noi, noi suntem, ascultați-mă, majoritatea dacă suntem onești, avem de foarte multe ori o viață uh, care e construită în jurul obiceiurilor, a conforturilor noastre și ce face Dumnezeu? Ne scoate de acolo pentru că nu poate lucra cu noi altfel. Dumnezeu, ascultați-mă, îngăduie prigoana peste biserica din, Ierusalim pentru că ăștia nu vor să împlinească Evanghelia. Mergeți în toată lumea, porbăudiți Evanghelia la orice făptură. Și unde mergeau ăștia? La Ierusalim. Noi nu mergem la alții. Cum să mergem noi la samariteni? Cum să mergem noi la marginea pământului? Noi stăm de noi, Nu e fain acum la Ierusalim. Suntem așa de mulți. Suntem mega cerși. Cum să plecăm de aici? Acum ne e mai bine. Noi, noi adorăm aici locul ăsta. Vreau să vă spun ceva, foarte mulți oameni nu își vor, vor, împlini niciodată chemarea, știți de ce? Pentru că nu vor să iasă din granițele obișnuinței. Nu o să-ți împlinești, sunt atât de mulți oameni care își vor rata chemarea, pentru că nu vor să iasă din granițele obișnuinței. Mai mult de atât, vreau să vă mai subliniez un principiu pe aici. Nu o să ai parte de supranatural în viața ta, câtă vreme nu te vei desprinde de normalul din viața ta. Cea mai mare tragedie, ascultați-mă, cu tot penticostalismul nostru, este să cântăm despre Duhul Sfânt, despre puteri, despre vindecări, să citim aici, despre liberări, despre lucruri supranaturale. Și ascultați-mă, să le cântăm, să vă predic, să toată lumea să vorbim despre ele. Dar să trăim într-un absolut banal normal în fiecare zi. Și câte vreme, ascultați-mă, nu să vrem să ieșim din normalul vieții noastre, nu să avem parte de supranaturalul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea. Și auziți, spune fapte 1 cu 8 și voi veți primi ce? Și voi veți primi o putere la o stăruință pentru botez cu Duhul Sfânt și o să rămâneți în biserică 40 de ani. Și odată la 3 ani de zile o să mai vă rugați și o să mai aveți încă 3 cuvinte în plus. Și o să simțiți așa odată la 3 domenii și câte un fior puțin pășirea spinării. Vă ce cercetat am fost. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? De ce condiționează Dumnezeu primirea puterii? De șezut în bancă. Spune, auziți? cauză-efect. Veți primi o putere când se va coboră dușul peste voi și în veți fi ce? Martori. Știți care e condiția care ne place nouă cel mai mult? Condiția de oameni mântuiți, dar nu ai de martori. Cred că una dintre cele mai mari tragedii pe care noi le putem trăi în generația asta este să fie în locul ăsta, ascultați-mă, oameni foarte mulți mântuiți, dar nu și martori. Ok, numele tău e scris în cartea vieții, ai siguranța mântuirii, nu spun, nu, nu nec, poate experiența nașterii tale din nou, dar ascultă-mă, întreabă-te în seara asta, tu ești un martor? Ești martor sau nu? Pentru că martor are o mărturie care nu ține pentru el. E omul care iese afară, e omul care vorbește despre Dumnezeu. Gândiți-vă, dragii mei, și, 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 mă gândesc puțin la biserica aia, din, la mega church din Ierusalim, și de ce? Pentru că le-a plăcut, ascultați-mă, le-a plăcut ca Iisus să le trimite Duhul Sfânt. Oameni buni, nu asta ne rugăm, trimite, Doamne, Duhul Sfânt. O să zic, Iisus, mă, mă, duc la cer, dar ascultați-mă, nu o să vă las singur pentru că o să vă trimit Duhul Sfânt. Și toți vrem, ascultați-mă, ca Iisus să trimită Duhul Sfânt și ne rugăm ca Iisus să trimită Duhul Sfânt. Știți care e problema? Că nu vrem ca Duhul Sfânt să ne trimită. Vrem să ne-l trimită dacă se poate să rămână în biserică. Dar ascultați-mă, Iisus Hristos nu ne-a trimis Duhul Sfânt să rămânem, să fim statici. Iisus ne-a trimis Duhul Sfânt, dragii mei, pentru că acest Duh Sfânt, dragii mei, vrea să ne trimită. Vrea să ne facă martori, vrea să ne deschidă uși, vrea să ne deschidă uși de evangelizare, vrea să ne deschidă uși, dragii mei, pentru a face lucrări mari. Gândiți-vă, dragii mei, cu oamenii ăștia în fiecare zi zice Biblia că mergeau la templu. Asta făcea biserica din Rusalim. Nu spun, pentru o perioadă a fost foarte bine. Zice că în fiecare zi, nu am dat program la biserică. Ăștia nu aveau o grupă de casă o dată pe săptămână și două programe duminică. În fiecare zi erau nelipsiți de la templu. Și da, ascultați-mă, drumul spre templu devine o rutină la un moment dat. În fiecare zi mergeau pe același drum cunoscut. Fii binecuvântat, Ioane, fii binecuvântat, pace, cum ești, bine, hai la biserică. Dar dintr-o dată, și ce face Duhul Sfânt, dragii mei? Duhul lui Dumnezeu, prin prigoana aceea pe care o îngăduie, și ce se întâmplă? Îi trimite pe drumuri necunoscute. Pentru că asta face Duhul Sfânt. Te scoate de pe drumurile cunoscute ale vieții tale și te trimite în zone necunoscute, unde ai nevoie, știi de ce? De credință. Unde ai nevoie să stai aproape de Dumnezeu, unde, unde nu vezi un metru înainte, spui, Doamne, dar trebuie să pășesc în credință, că nu văd nimic. Și spune Dumnezeu, vină după mine! Că n-am fost în viața mea în mare, GPS-ul nu merge, Waze-ul nu merge aici. Nu știu ce mă așteaptă pe 150 de metri. Foarte bine, asta e trăirea prin credință. Dumnezeu vrea să te scoată din zona de confort. de -aia... Asta face Dumnezeu, ascultați-mă. Poate că tu vezi un rău. Doamne, dar de ce? Știi de ce? Pentru că numai așa te poate trezi Dumnezeu. Pentru că numai așa te poate scula Dumnezeu de pe canapeaua aia. Pentru că numai așa te poate scoate Dumnezeu din fața Netflix-ului și a TikTok-ului. Unde trebuie să te pună undeva pe un pat de spital și să spui, Doamne, mi-am ratat, mi-am pierdut viața, mă pocăiesc, dacă ies de aici, Doamne, promit că mă duc! Un rău aparent, însă, care ne face un bine evident. Uitați-vă la biserica din Ierusalim și de ce ne face bine. Pentru că, uitați-vă, dărâmă zidurile dintre noi mai apoi dărâmă zidurile dintre noi. Asta face pregoana. Răul aparent, aparent e un rău. Doamne, cum să, ne, cum, doamne, să plecăm din mijlocul trezirii? Doamne, cum să plecăm din Ierusalim? Doamne, cum să se spargă biserica asta? Doamne, cum? Cum adică? Și de ce e bine? Pentru că, dragii mei, e bine pentru că dărâmă zidurile dintre noi. Filip, dragii mei, se pogoară unde? Ce am citit? Unde se pogoară Filip? Samaria. Aveam noi o cântare, n-ați prins generația old school, old pentecostal school, o, oh, Samaria, nici nu pot, e foarte greu de cântat, vă spun sincer. Dar știu că era așa mai lălăit, așa mai grea, mai... e așa de jale cumva. Și de ce? Pentru că și noi recunoaștem că Samaria e locul în care ne vrea să mergi. Toți am vrea New York, toți am vrea Paris, Londra, dar Dumnezeu îi spune lui Filip, Duhul Sfânt și unde te conduce Filip? Filip e călăuzit de Duhul Sfânt, știți asta, nu? Unde îl trimite? One way, Samaria. Și Dumnezeu îl trimite pe Filip în Samaria și ceva ce face Filip? Îl propovădește pe Iisus. Deși sunt convins că în alte circunstanțe ar fi fost ultimul loc unde ar fi vrut Filip să meargă. Uneori, și unde te trimite Dumnezeu? În ultimul loc în care ai vrea să mergi. Dumnezeu uneori ascultă, scutură viața ta, îngăduie momente de genul ăsta, cum îngăduie peste biserica din Lusalim, pentru că vrea să te trimite unde e nevoie de tine, unde ai tu chef să mergi. Și știți de ce vă spun că Filip e ultimul loc samare unde ar fi vrut să meargă? Haideți să vedem puțin cât de mult se iubeau iudeii cu samaritenii. Să vedeți ce dragoste era acolo. Gândiți-vă numai așa. Samaritenii erau descendenți unui popor rezultat din amestecul unor evrei rămași în țară după prăbușirea regatului de nord, 722 înainte de Hristos, cu un amestec de popoare aduși cumva să facă un mix din ăsta rasial. Și rezultă poporul ăsta samaritean. În 2 împărat 17 cu 23 la 24 îi spune clar evenimentele astea. Împăratul Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din uh, un nume imposibil de pronunțat, suta o să greșesc, dar ora asta mai bine îl zic, da? Și spune și i-a și a așezat, știți unde? În cetățile Samariei, în locul copilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Bun, ce fac ăștia? Își construiesc propriul lor templu. La Ierusalim e templu, după aia, dar aici fac și ei templu templul de pe muntele Garizim. Ei nu recunoșteau decât primele cinci cărți ale Bibliei, Pentateuchul. Mai mult de atât se socoteau descendenți din Iacov, zice femeia samariteancă la fântâna lui Iacov. Ce -o zice? Noi zice, părintele nostru cine? Iacov. Și îl așteptau pe Mesia, interesant, îl așteptau pe Mesia, zice, știm, zice, care e să vină unul, spune femeia lui Isus care se numește Mesia. Dar auziți concluzia din Ioan acolo, capitolul 4. Zice, iudeii în adevăr n-au legătură cu cine? Cu Samariteni. Ăștia, în termeni românești, s a furisea unii pe alții. Să urau de moarte. Dacă ar fi să dăm o definiție contemporană, să înțelegi cam cât de mult iubire, cam cum iubește Trump pe mexican, știți, cu zidul ăla pe care tot vrea să-l construiască. Cam așa era iubirea între iudei și samariteni. Nu vi se pare interesant că Dumnezeu te trimite exact în locul în care ne vrea să mergi? Dar știți ce face prin, prin aparentul ăsta rău? Dumnezeu face bine pentru că dărâmă zidurile dintre iudei și samariteni. Dragii mei, acum stați puțin, în scenă intră încă o cineva. Cine? Fratele nostru Ioan Evanghelistul. Ăla știți, ucenicul iubit de cine? De Isus. Noi am rămas cu imaginea asta puțin, trebuie să recunoaștem, asta e o imagine puțin fardată de noi, așa, apostolul iubirii, e lumea cu iubiților. Dar vă știți ce în care fratele nostru Ioan împreună cu fratele său, când îi trimite Iisus să găsească un loc de odihnă în Ținutul Samaritenilor și i-a spus, nu, no", știți ce a zis? Început proclamațiile. Doamne, ce deci vrei să poruncim să coboară foc din cer peste ei, să-i Și ce a zis Iisus? Yes. Proclamați, rostiți. Asta a zis Iisus. Nu știți de ce? Bun. Înțelegeți cam cât de mult îl iubea Ioan pe Samariten da? Dar iubit atât de mult pentru că era condus de un alt duh. Numai că acum a Duhul Sfânt îl trimite pe Ioan și pe Petru la pachet în Samaria unde nu ai vrea să te duci. Și ce face Ioan? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ascultați-mă, ce face Ioan? Zice că Ioan și cu Petru și ce au făcut? Și au pus ce? Mâinile. Și se roagă pentru samariteni. Ăla pentru care a murit cinci ani de zis, Doamne, foc din cer peste el. Și acum te rogi, Doamne, fă să cadă focul Duhului Sfânt peste viața lui. Și de ce? Pentru că ăsta e binele, tu nu înțelegi că Dumnezeu te schimbă pe tine pentru că Dumnezeu dărâmă zidurile dintre noi, pentru că Dumnezeu dărâmă bariile dintre noi, binecuvântat să fie numele Lui. Asta face Dumnezeu. Gândiți-vă, Ioan și cu Petru, dragii mei, care n-ar fi vrut să meargă în Samaria, dar îi trimite Domnul că îi prigoană în Ierusalim și îi trimite Dumnezeu. Dumnezeu face prin prigoană asta un prilej de mare evangelizare. Îi trimite în ținutul Samariei și începe să se roage pentru samariteni. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu prin asta vrea să dărâme zidul dintre noi. Am citit în perioada institutului, cred că vreo jumate de an, nu, nu exagerez, dar probabil peste 40 sau 50 de cărți despre mărturii ale creștinilor în perioada regimului comunist. Nu doar despre Vumbran, ci despre Sfinții Închisorilor, despre, despre oamenii care au ajuns pe la Iud, pe la Periprava, pe la Poarta Albă, pe la Gherla, oameni care au trăit niște suferințe cumplite. Știți ce vreau să vă spun ce s-a întâmplat în pușcării? Știți ce s-a petrecut în anii 50, până în 64, știți ce s-a întâmplat? Am observat un fenomen, dragii mei, că foarte multe ziduri care erau între oameni, între ăla că era baptist, ăla că era penticostal, că era ortodox, și ce s-a întâmplat? În pușcărie, dragii mei, dintr-o dată oamenii ăștia au văzut ca un lucru comun. Dintr-o dată și-au dat seama că lau pe Dumnezeu. Dintr-o dată au început să vadă lucruri care unez, nu lucrurile care îi dezbină. Dintr-o dată, vă rog să citiți literatura aia de rezistență și o să vedeți mărturii, dragii mei, cum, ascultați-mă, împreună cu ortodoxul își împărțea ultima, ultima bucată de pâine. Pentru că se dărâmă ziduri. Pentru că se dărâmă preconcepții. Pentru că ascultăm uneori Dumnezeu scutoră viața noastră, un Dumnezeu îngăduie momente de genul ăsta, aparent spui de prigoană, Doamne, dar e un rău, nu-i rău, pentru că Dumnezeu are altceva în plan. Dumnezeu are în plan, dragii mei, să dărâme zidurile dintre noi, binecuvântat să fie în numele Lui. De ce spun mai apoi, dragii mei, că în spatele acestui de fapt aparent rău e un bine evident? Știți de ce? De ce spun? Pentru că ne face bine, dragii mei, că și pentru că ne ajută, uitați-vă, să deosebim autenticul de fals. De regulă, ascultați-mă, în perioadele de încercare, în perioadele de prigonă, în perioadele astea, ascultați-mă, de suferință de foarte multe ori se întâmplă o cernere care de prea multe ori nu e evidentă, nu prea o vedem în momente în care totul e bine. Ajungem să credem, dragii mei, că totul e bine, că totul e rost. Ascultați-mă, spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că e aici o cerne uitați-vă. Și cum? Apare Petru cu Ioan. E o trezire aparentă acolo în Samaria și nu se întâmplă lucruri extraordinare. Ce Biblia că s-o pocăi și unul, s-o boteza chiar, unul care era vrăjitor pe nume Simon. Și-o fost și asta la botez și l-o mărturisit pe Iisus Hristos și fost totul ok. Până când apare cine? Petru cu Ioan. Și ăștia au crezut că, bă, ăsta e chiar s-o ăsta care era vrăjitor, ăsta care făcea semne și minuni mari înainte, și ți uh, au crezut, wow, bă, și ăsta e s Dar pe fondul acestei prigoane, dragii mei, ascultați-mă, se întâmplă ceva, se face o cernere între cei care îl urmează pe Dumnezeu cu adevărat și cei doar, care doar pretind asta. Cred că v-am zis lucrul ăsta, dar nu strică să repet, pentru că nu știu niciodată ce o să vină și în România. Undeva într-o biserică din Texas, un pastor așa plin de râvnă la finalul programului a făcut chemare. Și a zis, am o întrebare, cine vrea să meargă în împărăția lui Dumnezeu? Cine vrea să meargă în rai? Și pentru că auzeam o cântare de la noi, hai în rai, ce mai stai, știți? Și toți cu mâinile pe sus, toți raiul. Și era unul cu față nedumerit. E Texas. E patria armamentului. Și a venit unul, vă zis, frate păstor, nu puțin, vă rog, lăsați-mă pe mine să fac cu chemarea asta. Și tata asta, lasă-mă să-i întreb, te rog. Și a scos un pistol. Deci, întreb ce o întreba și fratele păstor, cu pistolul a zis. Deci, hai să vedem. Cine vrea să meargă în rai mâna sus? Dintr-o dată toți au fost o închinare cu fața la pământ. Pentru că, ascultați-mă, în, în momente de genul ăsta există o cernere. Se vede autenticul de fals. Gândiți-vă, samaritanii, dragii mei, auziți versetul 10, zice că samaritanii numeau puterea lui Simon Magu ca fiind cum? Mare. Poți asta e asta, asta puterea. Și spune când? Până când au întâlnit un om prin care se manifesta adevărata puterea lui Dumnezeu când întâlnesc un om prin care se manifestă adevărata puterea lui Dumnezeu, își dau seama de fapt ce înseamnă putere, de, de falsa putere. Credința autentică, dragii mei, credința autentică sau falsă se poate vedea, ascultă-mă, nu din aspect exterioare, că un om a renunțat la anumite practici, că poate unori spunem noi, bă, uite, s botezat, că vine la biserică. Simon, ascultați-mă. Nu am mai făcut vrăjitorii o perioadă, Mergea la biserică în fiecare zi, era nelipsit, era fascinat, dar și de unde poți să-ți dai seama între autentic și fals unei convertiri? Trei filtre, vă rog să le urmăriți din viața lui Simon, foarte simplu, pentru că poate e un mod foarte important în ziua să să înțelegi și să te mai evaluezi încă o dată. Pentru că din exterior, ascultați-mă, putem să vă dăm certificate toți de botez. Din exterior putem să fiți toți membrii. Dar ascultați-mă, unde e diferența dintre fals și autentic? Știți, sunt trei filtre. Uitați-vă, atitudinea lui Simon față de propriul lui eu. În loc de lepădare de sine, pentru că asta înseamnă pocăință. Și ce dorește asta? Afirmare de sine. S-a dus la Petru și la Ion și a zis, haideți în o cât să vă dau sunt -mi da și mie puterea asta. Ce vrea el de fapt? Ce crezi că vrea? Să margă și el ce să facă? Să-și pună mâinile. care dorința lui? Dorința acestui om și vedem, dragii mei, că nu e un om pocăit, că nu e un om născut din nou. Și de ce? Pentru că e om care vrea afirmare de sine, unul le pădare de sine. Când o să vedeți oameni care dau din coate să se bage în față la orice. Puneți un mare semn de întrebare. E lepădare sau afirmare de sine? Apoi uitați-vă un al doilea filtru, atitudinea față de propriu, eu am spus doi, atitudinea față de Duhul Sfânt. Vedem, dragii mei, aici e diferența dintre adevăr și falsul unui convertiri, atitudinea față de Duhul Sfânt. Ce crede omul ăsta despre Duhul Sfânt? Cum crede că se poate primi Duhul Sfânt? Darul Duhului Sfânt, cum crede că se poate primi? Cum? Cu bani. Ai impresia că poți să cumperi ceva? Ai impresia că poți să-ți cumperi chemarea cu bani? Tu chiar crezi că poți să-ți cumperi chemarea, puterea, înzestarea Duhului Sfânt cu bani? Crezi că poți să comercializezi Duhul Sfânt? Dragii mei, spune, zice cuvântul lui Dumnezeu, ca a zis versetul 19, dați-mi și mie puterea aceasta peste, ca pentru, peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt, dar Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut ce? Ce crede oamenii ăștia? Că darul Duhului Sfânt, auziți, că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și îți dai seama că ăsta nu are nicio treabă cu Dumnezeu de fapt. Mai mult de atât, atitudinea lui față de păcat este al treilea filtru. Cum să-ți dai seama dintr-o convertire reală și una falsă? Atitudinea față de propriul leu, ăsta nu vrea lepădare, ce vrea afirmare de sine. Mai apoi, atitudinea față de Duhul Sfânt. Omul ăsta, ascultați-mă, blasfemiază Duhul Sfânt și nu uitați, Duhul Sfânt nu e o putere. Duhul Sfânt, în primul rând, e o persoană care se manifestă prin putere. E o ofensă adusă Duhului Sfânt să crezi că poți să cumperi o slujbă. Să crezi că dacă faci ceva, poți să, să, fii pus undeva. Dragii mei, dar al treilea filtru, și ascultați-mă, verificați lucrurile acestea, e atitudinea față de păcat. Fiți atenți și îl îndeamnă Petru pe omul ăsta. Zice Petru, tu n-ai nici, vestitul 21, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba asta, căci inima ta nu este curată, adică nu ești pocăit, inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Și sfatul lui Petru care este? Și ăsta este sfatul meu în seara asta. Chiar dacă poate, ascultați-mă, s-ar putea să fie un mesaj dur, frate, nu ți-ai putut să ia altceva, acum se acum ne și tot momentul fane. Dar ascultați-mă, dragii mei, spune în versetul 22, pocăiește-te dar de această răutate a ta și ce fă? care soluția? Știți care e soluția? E una simplă, pocăiește-te și roagă-te! Pocăiește-te și roagă-te ca Dumnezeu să te ierte. Pocăiește-te și roagă-te ca Dumnezeu să aibă milă de tine, să-și, să, să, să asculte-mă, să-și întinde mâinile îndurării peste tine. Răscultați reacția lui, atitudinea acestui om față de păcat. De ce a zis? Simon a răspuns, versetul 24, Ce a zis, cine să se roage? Voi. Rugați-vă voi. Eu nu mă rog. De unde îmi dau seama că sunt oameni care nu vor să se pocăiască? Să se roage prorocul, să se roage păstorul, să se chinuie un grup de mijlocire de 20 de oameni să postească 3 zile pentru tine în timp ce tu stai și în fuleși de la KFC toată ziua. Și vrei în 3 minute să fie liberat și vrei viață nouă și după aia să te duci înapoi și să-ți vezi de propria ta viață. Să se roage păstorul, să se roge, să se roage ăia, să, să, să mijlocească. Adică toată familia stă în post pentru tine, se roagă. Și tu nu deschizi o pagină să citești un verset din Biblie în ziua aia. Să rugați-vă voi. Să ce, biserica e de vină, atunci ăla e de vină, ăla e de vină, că nu, domne, nu, 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 mai e oameni al lui Dumnezeu, nu mai e slujitorul lui Dumnezeu, nu mai este Duhul Sfânt. Deci și de ce? Pentru că nu vei să te pocăiești. Pentru că, ascultă-mă, pocăința înseamnă să te rogi tu, pe toate spune, bă, rogă tu, rogăte ca Dumnezeu să-ți ierte răutatea inimii. Un om, ascultați-mă, care n-a nicio treabă cu Dumnezeu, e omul care întotdeauna va avea o credință de împrumut. Asta e credință de împrumut. Că dacă vine nu știu care evanghelist, că dacă vine nu știu care proroc, dacă ăla să roagă, nu știu, și spune, ascultați-mă, care mă, de ce 400 de kilometri? să se roage nu știu care, bă, omule, ascultă-mă ce spun în seara asta. Dacă tu stai în pornografie și în mizerie și în păcat și în curvie, poți să mergi 500 de km până la București să se roage nu știu ce apostol pentru tine. Nu o să se întâmple nimic în viața ta. Pentru că nu există credință de împrumut. Vă nu înțelegeți asta? Nu există credință de împrumut. Pocăința e personală, pocăința înseamnă să te prăbușești cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu, să te lepezi de tine, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe Dumnezeu. Pentru că nu poți fi ajutat dacă nu vrei în primul rând tu să te ajuți. Dumnezeu niciodată n-a încălcat elementul numit voință. Ține în primul rând de tine. De atât de multe ori, ascultați-mă, am întâlnit oameni care îți spuneau, oameni, hai să ne rugăm, frate, hai acum, frate, nu, peste două săptămâni am auzit că vine un șocare, el are putere, când își pune la mâine, am auzit că s-a -au vindicat, am auzit 20 de ani, nu știu care, când s-a rugat el. Ok, am înțeles. Totul e pe credință de împrumut. Atitudinea față de păcat, atitudinea față de Duhul Sfânt și atitudinea față de propriul leu. Asta îmi spune diferența dintre ceva real și ceva fals. Spunea un prieten păstor, cred că v-am mai zis și una, sau un prieten păstor de-a meu s-a dus uh, la o evanghelizare. Nu, era seara de rugăciune, ceva în genul, uh, cu ungere, cu un de lemn și el o întârzea puțin în trafic, a ajuns la și un sfert. Și uh, la intrarea în biserică, undeva la poartă, era unul acolo așa cu proptit și o fumat dintr-o țigară. Și ăsta, Pacea Domnului, pace, pace, frate, pe bine. ce are în biserică, zice, fă, ce cercetare în biserică. Și eu cred. Era cercetat că ieșeau toate fumurile din el. Credință de împrumut sau... Știi, partea bună este, dragii mei, în răul ăsta, parem dar care ne face bine, pentru că descopere autenticul față de fals. Și ultimul lucru pe care vreau să subliniez, pare, pare nu așa pregăna asta, Doamne, noi acum, abia acum am ajuns la bine și noi în România. După 30 și ceva de ani, în sfârșit, am, începem să avem o țară ca afară. Ora, de care restul lumii, vă recomand niște vizite prin alte zone, să vedeți. Mulțumim Domnului! Începem să avem o țară ca afară, mă rog, în anumite aspecte. Dar știți, aparent, aparent, pare rău, nu-i așa? Pricoană suferință. Dar știți de ce ne face bine? Pentru că ceea ce ar, în mod normal ar fi... Te-ai fi, te fi gândit că e o înfrângere, de fapt se dovedește a fi o mare biruință ceea ce părea fi sfârșitul lumii, ceea ce părea a fi cea mai mare dramă, prigoana din Ierusalim părea fi cea mai mare dramă. Imaginați-vă pe apostoli, imaginați-vă pe prezbiteri, imaginați-vă toți acolo, păi, prigona, prigoana, nu ne mai putem închina la templu, unde ne mai adunăm? Era mii de oameni, păi, ce fain era, o, mai adă, Doamne, acele vremuri din trecut când ne adunam și când cântam și rupeam acord de oameni, ce fain era, Doamne, ți aduce aminte ce fain a fost. Și Dumnezeu spune, ok, s-a terminat, dar ascultă-mă, sfârșitul ăsta e un nou început, de fapt. Ăsta deschide drumul la ceva mai bun, mai măreț, mai glorios. Dragii mei, în Ierusalim gândiți-vă în felul următor. De ce spun că ceea ce părea fi aparent o înfrângere, de fapt e o mare biruință? Pentru că, dragii mei, în Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu, au zis că unii și ce au ajuns? Au ajuns în temniță în Ierusalim unii, dar în Samaria, și ce se întâmplă în timpul ăsta? În timp ce unii intră fizic în temniță, în Samaria, sute și mii de oameni sunt zmulși din temnița păcatului. Dumnezeu îl trimite pe Filip și Filip începe să predice Evanghelia. În timp ce erau băgați în pușcărie, în timp ce erau băgați în pușcărie, în butuci, în lanțuri, frații din Ierusalim Ascultați-mă, Filip, mai apoi Petru și Ioan se duc înspre Samaria și fac evanghelizare și unii intră în pușcărie fizic, dar ascultați, și unde e marea minune, Dumnezeu scoate din temnița păcatului oamenii din Samaria și Dumnezeu începe o mare trezire în Samaria și o Sfânt se coboară peste Samaria și încep să se întâmple lucruri extraordinare. Ascultați, ce, ce paradox la începutul capitolului 8 zice Biblia că Saul ce făcea? Prăpăd. Unde? În Ierusalim, așa -i? Zice că, sau Saul, adică viitorul Pavel, ce face? Făcea prăpăd în biserică. Iar Filip, ascultați, prin Duhul Sfânt făcea prăpăd în lumea păcatului. Extraordinar. Ceea ce părea a fi o mare înfrângere, de fapt devine punctul de extindere al bisericii la un nivel global. În sfârșit, ascultați, mă încep să-și vadă chemarea. În sfârșit încep să treacă din Ierusalim, din granița obișnuinței, Încep să ajungă în Samaria și mai apoi până la marginea pământului. În timp ce ăsta face prăpăd în biserică fizic, Filii prin Duhul Sfânt face prăpăd în lumea păcatului. Sunt oameni prin ajutorul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt convinge oameni care vin la Dumnezeu și se întorc și se pocăiesc. Și mai apoi vedem chiar pe acest apostol, dragii mei, Pavel care este întors la Dumnezeu, pe fondul mărturii a lucrurilor care începe să le vadă, Gândiți-vă, dragii mei, gândiți-vă numai puțin la Ioan. Ioan, dragii mei, Ioan Evanghelistul, când este în insula Patmos și are descoperirea din cartea, lucrurile, evenimentele descoperite din cartea Apocalipsei, în Padmos, din pricina mărturisirii lui Hristos, adică e prigonit, îi în pușcărie, cu alte cuvinte, era o pușcărie pe o insulă. Oamenii erau exploatați, trăiește în condiții groaznice și îmi imaginez pe Ioan, Doamne, dar ce se întâmplă? ce cu noi aici? Doamne, serios, asta e biserica? Imaginați-vă acum pe Ioan că e în lanțuri și e într-o colonie unde, în, minele acelea. Săpând galerii într-o insulă, într-o insulă izolată din Mare Ege. Și se gândea Ioan, Doamne, dar ce fain era lui Salim? Doamne, mi-aduc aminte de mulți 20 de ani când Duhul Sfânt s-a și 3000 într-o zi, într-o zi s o pocăit și au fost convertit. Doamne, mi-aduc aminte de botezele alea în masă, când, Doamne, erau mii de oameni în haine albe. Ce fain a fost, dar acum stăm aici într-o insulă. Hm. Doamne, s-a terminat. Și dintr-o dată, zice Biblia în Apocalipsa, în ziua Domnului eram în Duhul. Și Duhul m-a răpit. Și zice Ioan, hai puțin, hai să-ți era ceva. Ce ce face Duhul Sfânt? Îl bagă pe Ioan cu capul în cer. Uneori, uneori, ascultați-mă, ca să vezi lucrurile, trebuie să ne scoată Dumnezeu capul din pământul ăsta și să ne bage puțin capul în cer, cum a făcut cu Ioan. Și auziți ce vede Ioan? Auziți? Ascultați! Apocalipsa, capitolul 5. și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii ăsta e în fața tronului și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel care părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi care sunt cele șapte dure ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul el a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Cine e cel care e cartea? Este Isus Hristos din mâna Tatălui. Și auziți, când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mierului. fiecare având câte o lăhută și potire de aur pline cu tămâie, care ce sunt? Ce sunt? Ce sunt? Mă tot drog, e 20 de ani și nu-mi dă domnul niciun răspuns. Mă rog degeaba. Doamne, m-a rugat de atâția ani de zile și nu mai răspund răspuns la rugăciune. Degeaba și tu ai impresia că s-au pierdut undeva rugăciunile tale, că s-au evaporat undeva. Ascultă unde sunt rugăciunile tale. Ascultă cât de importante sunt rugăciunile tale, înțelege puțin omule ce spune Dumnezeu în seara asta, Au zis spune cuvântul lui Dumnezeu, zice și potire de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinților. Dumnezeu păstrează rugăciunile tale, orice rugăciune înălțată spre Dumnezeu, ascultă mare valoare, e păstrată. Nu se pierde niciodată. Ascultă-mă zilele tale de post, lacrimile tale, rugăciunile tale, nopțile tale, zilele tale în și rugăciune. Nu se pierd! Când o să încetezi să mai ascult minciunile diavolului care îi spun te rogi degeaba, nu te rogi degeaba. Și ce văd? Ioan vede că nu-i degeaba. Doamne, dar sunt Patmos. Hai să vezi cerul. Și ce vede Ioan? Și cântau cântare nouă și ziceau, ce am zis și noi în seara asta, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rup pecețile, că ce ai fost junghiat și auzi, au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ai răscumpărat pentru Dumnezeu, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni! De unde? Ioan Habar n-avea cum arată harta lumii. Ioan habar nu avea cum arată India, credeți-mă, că nu erau hărți în vremea aceea, cartografind India, ci doar că e un ținut îndepărtat. Habar nu avea Ioan, credeți-mă, cum arată continentul african de la Egipt în jos. Habar nu avea Ioan cum arată vestul Europei, habar nu avea Ioan cum arată America de Nord sau America de Sud, habar nu avea, nu avea nicio definiție geografică, element de reper cum îl avem astăzi. Și ce arată Dumnezeu? Ioan, tu te plângi? că s-o spart biserica din Ierusalim, că a venit prigoană și că o trebuie să vă, să, să vă împrăști. Știi de ce? Ascultă Ioan, hai să vezi puțin peste viacuri, hai să vezi în 2024, hai să vezi. Hai să vezi în cartierul Rogerius din Oradea. Hai să vezi în Oradea la ora 7 ce se întâmplă în Oradea. Hai să vezi în America de Sud, în Sao Paulo, în Brazilia. Hai să vezi în Argentina, în Buenos Aires. Hai să vezi în America ce se întâmplă. Hai să vezi în China 500 de milioane de oameni întorc la Dumnezeu în ultimii 50 de ani. În biserica subterană, hai să vezi trezire, hai să vezi ce se întâmplă, hai să vezi în țările musulmane, hai să vezi ce se întâmplă în biserica subterană din Iran, prigonită, dar ai trezire, hai să vezi ce se întâmplă, vino să vezi, deschideți ochii puțin, Ioan, că tu nu vezi decât partea ta, Padmosul. Și auziți? Pentru că ai fost junghiat ce ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău, oameni din, ascultați aici, orice, seminție, de orice limbă și din orice norod și de orice neam și ce-ai făcut din ei. Jale, frate. Nu știu dacă mă iubește Domnul, nu știu dacă... Dar de ce mi se întâmplă toate astea? Dar nu înțeleg, dar de ce? Dar de ce boala? Dar de ce suferința? Dar de ce... Hei, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei. Ăștia din toate neamurile pământului, din orice seminție, din orice, când va fi un cer și un pământ nou, vor împărăți pe pământ. Pare rău, nu așa astăzi? Pare marea tragedie, dar de fapt e triunful de mâine pe care Dumnezeu are pregătit pentru viața ta. Hai să ne ridicăm. Lasă-L pe Dumnezeu să spună dacă e rău sau bine. Lasă-L pe Dumnezeu să spună dacă faza prin care treci acum e ceva rău. N-ai vrea să-L lași puțin pe Dumnezeu. Știți ce a zis un scritor, mi-a -mi plăcut tu ce a spus în Apologet, a zis, știți cum suntem nepocăiții creștini? O zis, e ca și cum ai citit o carte de literatură și deja când e intriga, știți, când încep problemele mari să se complice, e ca și cum ai dat verdictul băgată, nu-mi place cartea, dar tu n-ai citit deznodământul nu-ți mai dea cu părerea până când nu se termină ultimul capitol. Pentru că trebuie să vezi dincolo. Și ce spui astăzi? Eu am crezut, domne că prigoana asta, eu am crezut că e cea mai mare propo, de fapt, e cea mai mare binecuvântare. Că tu ai de zidurile. Că tu, Doamne, Dumnezeule, mi-ai deschis ochii să văd ce-i fals și ce adevărat. Că tu, Doamne, ai dărâmat ziduri la pământ pentru că tu, Doamne, Dumnezeule, ai făcut lucruri pe care credeam, Doamne, că sunt frângeri, dar de fapt sunt mari biruințe. Nu ai vrea să te rogi puțin diferit pentru situația în care ești astăzi? n ai vrea să te rogi puțin diferit pentru contextul în care ești astăzi? Nu ai vrea să-i spui ceva lui Dumnezeu diferit? Nu ai vrea să laudăm pe Dumnezeu astăzi? Nu ai vrea să spune că e vrednic mielul lui Dumnezeu? Hai să o facem. Hai să ne, să ne înainte lui Dumnezeu.